În anul 2017, o firmă germană a vrut să cumpere un teren în municipiul Hunedoara, pe care să construiască o fabrică de producție. La acea vreme, proiectul nemților a fost refuzat de opoziția PNL-PER din Consiliul Local, care a votat împotrivă. Însă, cu răbdare și tact, firma germană a reușit să achiziționeze cei 80.000 de metri pătrați de teren necesari investiției. Iar la începutul acestei luni, Agenția Județeană pentru Protecția Mediului a eliberat avizul în baza căruia pot începe lucrările pentru construirea fabricii la Peștișu Mare, a doua din România după cea de la Lugoj. Proiectul se va realiza pe un teren cu suprafață totală de 80.000 de metri pătrați, situat în intravilanul municipiului Hunedoara, localitatea Peștișu Mare. În prima etapă se va utiliza o suprafață de teren de 17.650 de metri pătrați, restul terenului urmând să fie amenajat ulterior. Proiectul propune construirea unei hale de producție a pieselor din material plastic, a unui depozit și a spațiilor administrative. Produsele finite vor fi utilizate în domeniile construcția de mașini, electricitate, echipament sportiv, echipament pentru telecomunicații și pentru birou, a declarat George Tabarabaș, director executiv al APM Hunedoara.